În data de 6 iulie, în intervalul orar 16:24, în San Nicolau Mare a fost desfășurată o acțiune sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș pentru creșterea gradului de disciplină rutieră, dar și pentru informarea conducătorilor auto cu privire la noile modificări ale legislației rutiere. 25 de polițiști au verificat 230 de autovehicule și au legitimat 258 de persoane. Au efectuat 212 testări cu aparatul etilotest și 12 cu aparatul drug test. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat 19 infracțiuni, 9 pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat, 6 pentru conducerea fără permis, 2 pentru conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat și 2 pentru falsul material în acte. De asemenea, au fost aplicate 70 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale. Totodată, în data de 6 iulie, în jurul orei 19, oamenii legii au oprit în localitatea Periam un autovehicul condus de un bărbat, în vârstă de 31 de ani. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta are dreptul de a conduce suspendat. În cauză s-a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat.